Bună ziua, dragii mei, și bine ați venit în bucătăria Jamilei. Vom face astăzi împreună zacuscă și vă invit să rămâneți alături de noi pentru a vedea ingredientele și modul de preparare. Pentru această rețetă vom avea nevoie de 3 kg de vinete pe care le-am copt, 1,5 kg de ceapă, 1,5 litri de ulei, 1,5 litri de suc de roșii, 2 kg de ardei capia pe care l-am copt, foi de dafin, piper și sare. În primul rând, voi pune ulei într-o cratiță încăpătoare, pe care am încălzit-o puțin. Voi lăsa uleiul să se încingă puțin, apoi voi adăuga ceapa. Uleiul s-a încins. Voi pune acum ceapa, toată odată. Am să pun un praf de sare. Și voi căli ceapa, până când ea se va amuia bine și își va lăsa toată dulceața. Am să vă vând un pont în ceea ce privește ceapa. Atunci când aveți de tăiat o cantitate mare de ceapă, o decojiți și apoi o lăsați în apă rece pentru cel puțin o oră, iar apoi o puteți tăia fără să lăcrimați. Ceapa s-a călit și și-a redus foarte mult din volum. Peste ceapă voi pune vinetele care sunt tocate, bineînțeles coapte înainte. Am să le pun ușor pentru a nu stropi. Această rețetă este pentru jumătate de porție de zacuscă. Dacă vreți o porție întreagă de zacuscă, pur și simplu dublați toate ingredientele. Am amestecat bine vinetele cu ceapa și voi lăsa acum vinetele să fiarbă puțin, iar apoi vom adăuga și ardeiul. Cât timp fierb vinetele, mă voi ocupa de ardei pe care îl voi tăia cu bulețe foarte mici. Puteți pune ardeiul și în mașina de tocat și îl puteți toca la mașina de tocat, dar mie îmi place mai mult să-l tai cu cuțitul, pentru că mi se pare că textura ardeiului dă un gust mai bun. Mărunțesc foarte bine ardeiul. Continui. Îl tai în fâșii și apoi în cubulețe. Vinetele au început să fiarbă și ele. Peste vinete voi pune și ardeiul tocat înainte și îl voi amesteca și pe el. Și voi lăsa zacusca să ajungă la punctul de fierbere înainte de a adăuga sucul de roșii. Zacusca a început să fiarbă, voi adăuga și sucul de roșii, piper. Puteți pune și piper boabe, dar mie nu-mi place să văd boabele de piper în zacuscă. Sare. Mai adăugăm sare și la sfârșit. Și câteva foi de dafin. Și amestecăm totul. Voi lăsa zacusca să fiarbă la foc foarte mic pentru aproximativ o oră sau până când uleiul iese la suprafață. Zacusca este gata. Am lăsat-o la fiert cam o oră și jumătate pentru că am pus-o pe un foc foarte mic. Trebuie să aibă această consistență odată ce este gata, de să fie păstoasă. Am să opresc acum focul și voi lăsa zacusca să se răcească pentru 30 de minute. Zacusca s-a răcorit și urmează acum să o pun în borcane. Am aici un borcan curat și sterilizat, în care voi pune zacusca. Cu ajutorul unui polonic voi pune puțin câte puțin. Voi înfileta capacul. Am să întorc borcanul invers. Voi proceda la fel cu toate borcanele, iar la sfârșit, dacă vreți ca zacusca să fie și mai bine sterilizată, puteți pune borcanele în cuptor la 100 de grade pentru 45 de minute, maxim o oră. Aceasta este rețeta mea de zacuscă de vinete. Sper din suflet să vă placă, să vă fie de folos și să o încercați și voi. Eu vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit și astăzi, vă doresc poftă bună, iar pentru mai multe rețete vă invit să accesați link-urile afișate pe ecran. La revedere!